atât de frumos și copiii, ai și un băiețel, nu? Ai și un băiat de 14 ani și jumătate, o secundă, sper să te auzi, ia, mai vorbește puțin la microfon, dacă o să schimbăm microfonul, o să rog colegul să mai aducă un microfon. Cum e, mă? Cum e, mă, cu doi copii mari și frumoși? Dă-mi, te rog, microfonul Roxane, te rog. Două secunde. Da, e bine, e bine, e bine. Pepe, e cel mai frumos sentiment în lume să am niște copii așa mari și frumoși. Mai ales vorbim de Roxana, care are 18 ani jumate. Marco îmi carcă pe urme să dea Dumnezeu să mă întreacă. Da? Joacă și el la Dinamo. Să vorbim și de băiat, nu numai de fată. Că și el e frumos. Păi corect, nu? Ea e invitată. Eu știu că ai doi copii frumoși și tocmai am menționat mai devreme că ai doi copii frumoși. Să-ți trăiască. Acum ești cu fetița în platou și spune-mi, ești... Până la urmă... Eu spun fetița că e copilul tău, e deja... Toată viața va fi fetița mea. Are 18 ani împliniți, dar de când ai împlinit 18 ani, spune-mi tu, Roxana, s-au schimbat puțin relațiile cu tati, adică îți dă voie să faci mai multe lucruri decât până în 18 sau nu? Scuze, vorbește la același microfon, vorbiți la același microfon, că ăsta s-a de ochiat. Ai mei au fost înțelegători încă de la început, nu au așteptat 18 ani ca să poată să-mi zică poți să faci ce vrei și au fost tot timpul foarte înțelegători cu mine. Foarte înțelegători. Ai voie la club? Da. Ai voie la dar club? Dar n-am fost niciodată. Dar n-ai fost niciodată? Nu. Foame, uite așa să nu, fie nu mă, nu mă atrage cine știe ce, nu, nu sunt disperată să mă duc. Pepe, am educat-o atât de frumos încât am fost un tată model, i-am zis, tata, poți să te duci, dar ai grijă ce faci, pentru că acolo sunt o grămadă de oameni, nu, de la X, la Y, la cred că ar fi trebuit să-i spui altfel, tată, du-te la club dacă vrei singură, dar o să te întâlnești cu mine acolo. Asta mi-a zis. Oricum, mi-am zis, Pepe, vezi că o să stau cu 3-4 prieteni de-ai mei și cu walkie-talkie. Eu îmi păstrez masă în fiecare club toată viața de aici încolo, că or să crească fetele și n-am de unde să știu. Pepe, și oricum tu te duci mai des în club ca mine, că ai concerte, acum o știi, dacă îmi dai un SMS, atât. Îți dai seama. Zi-mi cum e cu permisul de conducere. Nu am dat încă. Dar înveți? Nu, n-am intrat în școală. N-ai intrat în școală? Dar îți dorești? Păi avem bacul, Pepe, doresc, prima oră prioritar e bacul. Să termin cu liceu. Spune-mi cum a fost întâlnirea cu prietenul ei. Hai că asta e important. Aici vreau să vorbesc. Asta e subiectul. Ăsta e subiectul. Pepe, o să treci până ce am trecut și eu. Adică, tati, mi-am făcut iubit și am zis, ok, vreau să-l cunosc. Ne-am întâlnit la o cafenea, am stat 5 minute de vorbă cu el, am zis doar atât. Ai grijă și ne auzim pe urmă. Atât ai vorbit că? Da, prima oară. Nu l-a plăcut la început. Nu l-a plăcut, nu? Nu. Acum te întreb pe tine, Roxana, cine crezi că a avut emoții mai mari? Tati sau iubitul? Cu siguranță iubitul, că probabil credea că o să-l ardă puțin. Iubitul a avut un soi de teamă. Dar, probabil, dar nu. Și mie mi-era teamă pentru că știu că uneori vorbește fără să-și dea seama, știi? Adică cine? El glumește. Tata! A, am crezut că e glumește, dar nu mulți oameni înțeleg glumele. În glumă spun mai mult adevărul și exact, mai serios. Exact. Cum a decurs discuția? Spune-mi tu. Vrei să zic direct, băi, ai grijă că dacă nu te mut în București, ai grijă ce faci cu fata mea? Ce mă, te ocupi de transporturi? De nu. Ce Pepe, ce caterică ai tu în tine? Doamne, de-abia aștept să-ți crească fetele, să stăm de la o cafea de vorbă, crede-mă. Și o să vezi ce răciu. Nu o să-ți placă, niciun. Băi, fii mea, pentru ziua ei de naștere și împlinește 5 ani astăzi, mi-a spus tati, vreau șampanie. E clar, ne vedem copii. Peste mulți ani, mă, pentru noi șampanie. Vreau șampanie pentru copii să sărbătorim. Și am prietenii mei la grădiniță, mi-a dat vreo 2-3 nume de băieți. E treaba bună, eu sunt mulțumit de Roxana. Și a ales locul unde să-l serveze ziua. Deja nu mai pot să aleg eu un loc de joacă pentru copii. Vrea la grădiniță, adică... Deja are pretenții, are pretenții. Îți dai seama peste câțiva ani? Se îmbracă cum vrea, face ce vrea. Despre asta, numai tată de fată frumoasă să nu fii. Și tu ai două fete frumoase, la fel ca Roxy. Ai grijă, că o să-mi ceri sfatul. Cum și e foarte costisitor să fii tată de fată. Serios? O fată care apreciază eforturile părinților, ceea ce e foarte important. O felicitare, ai crescut-o foarte frumos. Mersi. Spune-mi, ce atitudine a luat în legătură cu rețelele de socializare? Te controlează pe Facebook? Nu neapărat că mă controlează, dar mă mai sună și îmi zice, șterge aia acum, de ce ai dat comentariul ăla, de ce ai făcut aia, de ce ai postat aia, ce ai în capul ăla. Și... Nu, tată, dar e Facebook-ul meu până la urmă. El este un fel de CNA-ul tău.
Da, da, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg. Ea nu înțelege de ce. Păi zic eu de ce. Te protejează. Exact, bravo, Pepe. Păi nu, deci fii atent, am distribuit o poză cu un copilaș. Da, da, un copilaș frumos, un băiețel. Mă sună. Auzi, dar tu ce ai în cap? Că ce-s cu copiii ăia? Hai, șterge imediat. Te stăteam și mă uitam la telefon și pe bune. Mă gândeam care cântul de alea să facă vreun copil, bă, luați salvarea. Așa avea, până acolo te-ai dus cu mintea. Da, dai seama, ea iubește foarte mult copiii, să ne înțelegem. Și ea, iubind acum la vârsta asta, care are o dragoste de aia de mă ia salvarea. Da, el e îngrijorat. De-alea, pe gard, te iubesc. Dai seama că m-a luat inima. Până la urmă, hai să o gândim și așa. Ca tați de fete, nu-i mai bine să aibă o relație serioasă și în plan un copil decât să nu aibă o relație serioasă, decât să nu aibă o relație serioasă și să o vezi în fiecare zi în alt loc. Bravo, nu, nu. Din punctul ăsta de vedere, tocmai, trebuie susținută tocmai relație. De asta o și respect foarte mult și respect adolescența asta frumoasă, care un iubit, de-o seamă aproape cu ea, își trăiește frumos adolescența. Da, corect. Spune-mi, ce te nemulțumește la tati? La tati? Probabil că e foarte... Păi tot timpul, Pepe, dacă vreau să-mi fac o gagică... Îi zici că e peștele la pirania. Asta, că nu-mi place secundă, aia, că nu-mi secundă, place o secundă vorbeam cu fata. Asta nu-mi place, că e orgolios, că e încăpățânat. Întotdeauna are dreptate, niciodată nu greșește. E așa mândru în orice ar nu, nu te ascultă când vrei să spui ceva, ia el înainte cuvântul? Mă ascultă, dar tot e ca el. I am mă the boss. Mă lasă să vorbesc. Sunt șeful ei. Și tot ca el. Eu îți dau un sfat. E majoră, e inteligentă, e ascultătoare. Și dacă te-ai ascultat până acum, te va asculta și în continuare. Dar nu mai țipa. Problema e că sunt nu pot, două Pepe, că dacă identice. Sunt crescut pe stadioane, îți dai seama că am microfoane în gât și trebuie să urlu, n-am cum. Uite, eu n-am știut că ai venit cu fetița ta și că e atât de frumoasă. Am mai văzut pe Facebook cum te mândrești tu cu copiii tăi, ceea ce e de aplaudat. În schimb, l-am auzit pe Dorian Popa când a spus că ai venit cu o gagică tare. El nu o cunoaște, adică nu știe că e fica ta. Cred că Dorian se face că nu o cunoaște și nu-l văd pe aici, că l-aș eu lua pe interval puțin. Eu nu-l văd bine, dar o să-l chem pe Dorian Cheamă-l Popa. Puțin. Ia cheamă-l Dorian puțin. Popa, că te văd undeva în spate acolo. Stai mă puțin, că mă simt vinovat, dar nu știu de ce, ești nebun. Cum te simți vinovat, dar nu știu păi de ce? Păi, că cheamă-l pe Dorian. Bă, tu n-ai copii să știi ce înseamnă. Stai departe. Mai întâi, lasă-mă să-l cert eu, da? Mă, tu nu ai copii să înțelegi glumele astea, știi, despre fată. Eu mor că mă mai trezesc cu câte cineva. Auzi ce? Am și eu băiat Necru Scream. Mamă, se face rău de nervi. Și sunt mici, Pepe. Imaginează-ți când e mare. Eu ți-am spus, nu te văd bine. Ia și discută cu el, na. Ia zi, domnul Dorian. Măi, eu i-am spus lui Gianni că are o fată extraordinar de frumoasă. O știu pe Roxana încă de când avea 17 ani. Nu-mi prea permiteam prea multe glume adică atunci, Dunar, dar acum că este majoră, discutăm altfel. Sper că nu-i dai like-uri pe Facebook, că o discutăm după. Nu, n-am întins coarda atât de mult, să știi, Gianni. Cert este că ai o fată superbă și mersi, te felicit și este și foarte bine crescută și extraordinar de educată. Cu cât ești mai apropiat de copii și cu cât te distrezi și Pepe, aveți pasiuni și distracții comune. Scuză-mă puțin, comune, ziceai tu că te-ai pus la mintea fetelor tale, da, alea mici. Da. Cel mai important pentru un tată să se pună la mintea da, copiilor normal, pentru că așa îi crești frumos. Și așa înțelegi și ce vor ei. Exact, exact. Asta vreau să zic, cel mai bine educi un copil când ești foarte bun prieten da, cu el, când discuți. Am secrete deja cu fetele. Noi avem jocuri și la vârsta asta noi râdem împreună. Eu cred că mergem tu împreună. Vrei să-ți justifici comportamentul tău de 18 ani. Lasă exact. Vrăjeala. Bravo, Dorian. Haideți că Dorian.